Bine v-am regăsit! Horoscopul pentru luna decembrie, atmosfera astrală pentru ultima lună din an. A venit și această lună așteptată, luna cadourilor, luna sărbătorilor, o lună magică. Mie personal îmi place mult luna decembrie, se termină un an, se termină o etapă, ne pregătim pentru un nou an, pentru o nouă vibrație. Luna decembrie putem să facem așa și o evaluare a anului, o evaluare a ceea ce am făcut, a ceea ce am învățat și de ce nu să ne facem și o strategie, un plan pentru anul care urmează. Ne uităm un pic în spate, vedem ce am învățat, ce am experimentat, ce am recoltat sau ce recoltăm acum la final de an și apoi cu încredere și speranță ne uităm și spre viitor, spre 2024. Vă mărturisesc că am început să lucrez și eu la horoscopul pentru 2024, dar nu știu exact când o să-l filmez. Am început să-mi notez tranzitele, să vedem pentru fiecare semn zodiacal în parte ce propune 2024. Cu siguranță că o să-l filmez până în ultima săptămână din an și probabil că atunci o să fie și pe canalul de YouTube. Pentru că sunt foarte aglomerată cu toate proiectele și cu tot ce înseamnă și televiziune și sesiuni la cabinet și aceste horoscoape și tot ce mai fac eu. Și oricum sunt un pic în urmă cu ele, din păcate sau din fericire. Am ajuns să învăț în această perioadă că toate se întâmplă cu scop și că ele or să iasă la suprafață la momentul potrivit și cel mai benefic mie și să nu mai opun rezistență sau să pun o presiune pe mine, dar pentru că sunt destul de ocupată, nu o să fie la 1 decembrie horoscoapele generale pentru 2024, dar ele vor fi așa cum le tot fac de 5 ani încoace, s-au împlinit 5 ani de canal de YouTube. Ele sunt deja în lucru, sper să am timp să le filmez cât mai repede. Ele sunt acolo printre priorități. Eu vă mulțumesc tare mult că sunteți aici pe canalul de YouTube. Vă îndemn să dați like, share, subscribe dacă rezonați cu mine, dacă simțiți că informația pe care o livrez este de ajutor și altora. Este important să mă ajutați cu like-uri, share-uri și, de ce nu, ce mai vreți voi, comentarii, să intrați și pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook, pe pagina mea andreadincă.ro, unde găsiți niște ritualuri, niște meditații, pardon, minunate, meditații pe care le puteți realiza la fiecare lună plină, lună nouă. Mai sunt câteva ghiduri, cursuri, dar urmează să lasez ceva nou în perioada următoare, ceva care este pentru toată lumea, ceva de care fiecare om are nevoie. O să fie foarte important și pe placul vostru ceea ce vă pregătesc. Dar ne întoarcem la luna decembrie. Care sunt tranzitele lunii decembrie, cum terminăm acest an, sunt destul de multe provocări pentru că terminăm anul cu Mercur retrograd la început de decembrie, mai exact pe 1 decembrie, Mercur își începe tranzitul în semnul Capricorn, unde vine cumva cu o doză de seriozitate în gândire și cumva cu un clopoțel de trezire, cumva o să fiți un pic mai conștienți de anumite lucruri. Dar Mercur, luna decembrie, va retrograda în Capricorn, cumva ne pune un pic pe pauză. În momentul în care o planetă retrogradează, de fapt ne amintește că este momentul să luăm o mică pauză. Planeta încetinește, ne transmite un mesaj foarte clar. Încetinește și tu sau încetiniți și voi. Este foarte important să încetinim. Va retrograda în Capricorn și în Săgetător. Retrogradarea începe între 13 decembrie până în primele zile ale lunii ianuarie, 2 ianuarie, 2-3 ianuarie, 2 ianuarie și această retrogradare va fi pe două semne, Capricorn și Săgetător. Cumva planeta transmite un mesaj foarte clar. E momentul să încetinești pentru a observa ce ai de revizuit, ce ai de regândit, de reorganizat, de refăcut. Este cumva important să priviți cu sinceritate către ce aveți de îmbunătățit și de refăcut, regândit, reorganizat, pentru că această pauză, de fapt, este ca o revizie. Apoi, foarte important, soarele, avem și solstițiu de iarnă, soarele și începe tranzitul în Capricorn,
mare parte din decembrie avem soare în Săgetător. Soarele în Săgetător formează și o quadratură cu Neptun în Pești pe 17 decembrie, iar această quadratură ar putea să ne zgudie un pic visele noastre, ideile noastre, să clatine un pic anumite dorințe. Cumva spune că este foarte important să vă ascultați intuiția în preajma acestei date de 17 decembrie. Soarele în Săgetător, mare parte din lună, până pe 22, când avem solstițiu de iarnă, când soarele și începe transitul în Capricorn, așadar la mulți ani Săgetătorilor și la mulți ani și Capricornilor spre final de decembrie, când urmează momentul vostru. A spune cumva că în decembrie, Marte este în Săgetător toată luna, deschide apetitul pentru călătorii, pentru a învăța, pentru a face planuri, pentru a ținti către idealuri înalte. Un singur minus ar fi aici, mie îmi place Marte în Săgetător, pentru că aduce acel entuziasm, acel optimism. Veți pune în acțiunile voastre optimism, veți pune în acțiunile voastre dorința de a ținti către țeluri înalte, idealuri înalte și către a-i inspira și motiva pe ceilalți. Adică nu vreți să faceți doar voi pentru voi, să fac pentru mine, să fiu eu nu știu cum. Nu, vreau să fac și pentru ceilalți. Mă interesează să fac lucruri importante, dar care să ajute și pe ceilalți. Despre asta este cu Martele Săgetător. Dar Martele Săgetător, de asemenea, va avea o quadratură cu Neptun în Pești. Cumva și Soarele are quadratură cu Neptun în Pești și acest Marte are quadratură. Tot ce înseamnă energia Săgetătorului vine în quadratură cu Neptun în Pești. Venus, planeta iubirii, tranzitează câteva zile din decembrie Balanța, unde este la ea acasă, se simte foarte bine. Apoi, mare parte din decembrie este în Scorpion, totul sau nimic, și în dragoste, dar și financiar. Și ultimele vreo două zile din decembrie este în Săgetător. Cumva vine aici pe un teritoriu nou, pe un teritoriu în care vrea să activeze flirtul, distracția, cheful de viață. Terminăm anul așa cu dorința asta de a prinde pasiunea, pentru că Venus în Săgetător caută variante, e pasională și are chef de distracție și de aventură, să aducă distracția și aventura în viața ei și financiar și emoțional și plăcere și tot. Jupiter va fi mers direct în ultimele zile din luna decembrie și continuă până când intră în mai în Gemeni, va fi în mers direct. Deci Jupiter în mers direct, cumva securitate și stabilitate, o direcție nouă, chiar ar spune cumva că veți reflecta destul de mult asupra vieții voastre și asupra deciziilor financiare și tuturor deciziilor care să vă aducă securitate și stabilitate, atât financiară, dar și emoțională. Avem și lună nouă pe data de 13 decembrie și lună plină pe 27 decembrie. Lună nouă în Săgetător și lună plină în Rac. Luna plină va fi între sărbători. Foarte mari emoții pe atunci, adică dacă vă simțiți emoționali, cu foarte multe mooduri, tensiuni, ai chef să plângi, plângi dacă ai chef să plângi, dar o să vorbim mai multe lucruri atunci despre... E o lună plină foarte intensă, emoție, fix așa numim acel 27 decembrie, emoție puternică și profundă, pentru că luna va fi la ea acasă, plină, va fi desăvârșită, va fi o lună plină, maximă, da? Deci desăvârșită. Chiar citeam într-o carte zilele trecute, o carte scrisă de părintele Ioan Damaschin, că Dumnezeu când a creat luna, a creat-o deja plină, desăvârșită. Și mă gândeam așa cât de frumos că toți cei născuți la lună plină vin cu niște calități. Am tot observat asta în sesiune de
câți ani studiez din 2014, sunt astrolog din 2016 și am făcut astrograme din 2014-15, ca să fiu cinstită, chiar dacă nu-mi luasem încă diploma, am făcut cu toți prietenii, cu toate rudele, cu tot neamul, ca să zic, m-am documentat mult și am observat treaba asta, a fost cel mai intens lucru care m-a atras în studiul meu, în cercetarea mea proprie, și anume oamenii născuți la lună plină și oamenii născuți la lună nouă. Și a spune că da, într-adevăr, luna plină înseamnă desăvârșire, și când am citit și asta că Dumnezeu a creat luna plină, așa a creat-o, pentru că lună plină înseamnă desăvârșire, dar mi-am dat seama că s-au așezat foarte multe conștientizări și mi-am dat seama că într-adevăr cei născuți la lună plină, lună nouă, vin cu niște daruri interesante, și luna plină ne dă un dar, luna plină ne arată o cale, luna plină ne arată niște lucruri extraordinare. A spune cumva că terminăm anul cu energia asta lunii pline pe 27, terminăm, mă rog, în ultimele zile ale anului, și o să ne arate cumva niște emoții, o să ne arate cumva unde mai avem de lucrat sau dacă suntem pe drumul cel bun. Pluton își continuă tranzitul în Capricorn, Neptun continuă și el tranzitul în Pești și chiar revine în mers direct la început de decembrie, Uranus continuă tranzitul în Taur și este în continuare retrograd, Saturn își continuă tranzitul în Pești, Jupiter continuă tranzitul Jupiter își continuă tranzitul în Taur și revine și el, cum spuneam, în mers direct pe 29 decembrie, acolo, ultimele zile, 29, 30, 31, cam așa, ultimele zile din an. Aș spune că este o energie destul de interesantă luna aceasta. Este o energie, chiar vreau să văd exact ca să nu greșesc, că nu-mi place mie să văd exact când revine. Le aveam aici scrise, dar să fiu eu cât mai sigură de ce se întâmplă. Da, cam pe 31, 30, 31, 31 revine Jupiter în Taur, în mers direct. Deci ultima săptămână din an și Jupiter ne face acest cadou să-și rea mersul direct. A spune că este o lună intensă, o lună în care ni se testează credința, o lună în care ni se testează poate și temerile, poate ni se testează și planurile, în care vom reflecta destul de mult la ce am făcut și ce vrem să facem pe viitor. Ce vă recomand? Să fiți blânzi cu voi, să fiți poate un pic mai toleranți, să fiți un pic mai îngăduitori. Adică dacă nu ți-ai îndeplinit tu ce scopuri credeai tu că ai, să nu pui o presiune pe tine, să nu fii așa vai, n-am reușit asta, n-am făcut asta, nu sunt bun de nimic sau nu sunt în stare. Ba da, ești în stare. Dar dacă nu ai reușit încă, nu e vorba doar de procrastinare sau că ești leneș sau că cine știe ce, uneori trebuie să mai ai încredere și în cum universul îți arată calea, cum universul te învață să ai răbdare, să ai răbdare, pentru că este mult mai important să construiești pe termen lung decât să faci ceva pe termen scurt și să se și termine la fel de repede cum a început. Dar dacă ai răbdare, vei construi ceva pe termen lung și poate să dăinuie. Despre luna aceasta vă mai pot spune cumva că este important să fiți darnici, adică eu recomand ca luna decembrie fiecare să facă un cadou necondiționat, poate unei persoane pe care nu o cunoști, poate unui copil, poate unei rude îndepărtate, poate unei persoane care este la nevoie, sau să donezi către o fundație, către biserică, către copii care au nevoie să fie ajutați pentru studii. Susțineți educația copiilor, susțineți-i pe cei care poate nu au avut norocul să se nască într-o familie cu de toate. Este foarte important. Perioada asta Crăciunului, să știți că acum putem cu adevărat să ne arătăm omenia.
Și nu numai Crăciunul în sine, toată luna decembrie, ideal ar fi să o facem în fiecare lună, știu că o să spuneți asta, nu că trebuie să fim buni în fiecare lună, hai măcar să începem de luna asta, da? Categoric că trebuie să fim buni în fiecare lună, dar să începem de luna asta. Ok, o să iau fiecare semn zodiacal în parte. Nu uitați că ne vedem și la știrile Canal D, lunea, ne vedem și la Flash Monden în weekend cu horoscopul. De asemenea, aici pe canal, Doamne ajută, cât o să am putere și energie, o să vă tot filmez. Dacă doriți astrograme personalizate făcute de mine, realizate de mine la cabinet unde mă aflu chiar acum și unde m-ați tot văzut de câțiva ani, cu mare drag vă pot ajuta cu această interpretare a hărții natale, a tranzitelor, a ce mai doriți voi, orice nelămurire aveți și care poate să fie cumva, să spunem, să găsească, poate să fie cumva soluționată prin astrologie, să găsească un răspuns prin astrologie. Și să știți că aproape orice poate fi văzut și observat prin astrologie. Este, să spunem așa, o artă, o știință, pseudoștiință, este cumva, eu îi spun, un instrument divin lăsat de Dumnezeu prin care noi să ne găsim anumite direcții. Calea, misiunea, destinul, blocajul, pur și simplu, dacă ai nevoie să vorbești cu cineva, eu pot să fiu acel cineva pentru tine, să mă uit în harta sufletului tău, să mă uit în harta ta natală, să mă uit în tranzitele tale, să ne facem, să te ajut să-ți faci un plan pentru 2024, prin care să crești, prin care să evoluezi, prin care să știi când e momentul favorabil, momentul să stai pe loc, momentul să acționezi, momentul să faci o schimbare, când să stai cu minte și când să accelerezi. Cumva, astrograma este un ghid care te ajută să îți activezi destinul, da, să-l activezi, el e deja acolo trasat, destinația ta e deja trasată, nu o mai schimbi tu aici pe pământ, deja sufletul tău știe unde trebuie să ajungă, iar rolul astrologiei este acela de a te ajuta să-ți activezi destinul și să ajungi mai repede la cel mai înalt potențial al tău, să te bucuri de cât mai multă plăcere, să aduci iubirea, să aduci liniștea, să aduci relaxarea, să aduci cumva acea stare de bine în viața ta. Nu îți citesc viitorul, asta am spus-o de ani de zile. Astrologia nu citește viitorul, astrologia te ajută să te înțelegi, să te descoperi, să înțelegi cu ce daruri ai venit, cu ce blocaje ai venit și unde ai de lucrat cu tine, care sunt momentele favorabile. Prin tranzitul planetelor, prin acest tranzit al planetelor pe cer, noi observăm momentele, timpul, da? Asta face astrologia, observă timpul, timpul favorabil și timpul nefavorabil. Când e favorabil să faci plajă și când să-ți iei umbrela. Practic, dacă vrei să-ți faci o astrogramă, să experimentezi ceva nou, îți voi dezvălui din harta ta, dar nu de la mine din stomac, ci din harta ta, din data ta de naștere, îți voi dezvălui care sunt momentele în care tu poți să acționezi cu mai multă ușurință, momentele în care ar fi mai bine să stai cu minte și să te ocupi de altceva, nu să muncești în zadar. Cumva facem împreună o prognoză a sufletului tău, o prognoză a potențialului pe care tu îl ai. Asta facem prin tranzite. Ele se mai numesc și predicții sau, mă rog, să spunem așa, mulți le înțeleg ca și citirea viitorului. Nu e o citire a viitorului, e o citire a posibilităților pe care tu le ai în viitorul apropiat sau, mă rog, eu lucrez pe un an de zile maxim, 3 luni, 6 luni, un an, fiecare cât dorește. Și bineînțeles, cel mai important este că atunci când experimentezi o astrogramă personalizată să te cunoști pe tine. Ok, andreadincă.ro, acolo găsiți informații despre mine, despre astrologie, despre astrograme, despre ce sesiuni ofer. Puteți urmări și pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, puteți să-mi spuneți ce mai doriți voi să mai aflați de la mine și dacă v-ar interesa să lucrăm și în workshop-uri. Și anul trecut, anul ăsta am avut niște workshop-uri, dacă v-ar interesa să aflați mai multe, pentru că ele au fost special pentru clienți, dar m-am gândit ca din 2024 să lucrez cu publicul larg, să spun așa, și cu cei care nu sunt încă clienții mei.
Și, nu știu, să-mi spuneți așa păreri, variante, ce ați mai auzit, ce n-ați mai auzit, cum mă vedeți voi pe mine. Chiar aștept un feedback, cei care ați lucrat cu mine, cei care mă urmăriți aici, pentru că să știți că uneori nu e ceea ce pare. Adică, pentru că au mai fost persoane care mi-au scris după ce au avut sesiunea cu mine, să știți că pe YouTube pare mai încrezută sau pe TikTok sau pe, nu știu, mă rog, încrezută sau, mă rog, arogantă, nu știu. Fraților, sunt un om ca și voi, nu mi se pare că, nu știu, fac vreo fiță, vreo aroganță. Da, am un spirit, sunt capricorn, simțul meu al umorului e mai, uneori, mai sarcastic, mai cinic, mai râd, mai glumesc, mai... Dar persoana mai optimistă decât mine, nu știu dacă o să cunoașteți sau cât să cunoașteți, pentru că oricât de grea e problema când vine omul la cabinet, eu o fac pe naiba în patru să-i găsesc o soluție, să-i găsesc acolo un fir de speranță. Deci nu se poate, trebuie să existe o cale. N-am văzut-o noi încă, dar trebuie să existe o cale. Și atunci nu sunt nici pesimistă, tot timpul găsesc varianta cea mai bună și nu sunt nici încrezută, arogantă sau, mă rog. Da, acum cred că sunt și percepțiile altora, dar chiar aș vrea să spuneți cum mă vedeți voi din spatele ecranului sau, mă rog, al calculatorului, televizorului, de unde mă priviți, dacă m-ați văzut la TV sau dacă m-ați văzut în live-uri sau pe unde m-ați mai văzut. Chiar aștept un feedback sincer. Bineînțeles că cele răutăcioase nu mă prea interesează, dar dacă într-adevăr o să-mi spuneți că da, apar într-un anume fel, or fi și din karmele mele, cine știe. Și o să începem acum cu berbecul, pentru că v-am povestit destule și despre astrogramă și despre mine și despre luna decembrie și aș vrea să începem cu berbecul, atmosfera astrală pentru această lună. Berbec. Berbecii au în luna aceasta foarte multă energie dusă către călătorii, către cursuri, acte, documente, să rezolve cu zona aceasta. Poate vă pregătiți pentru o călătorie, poate vreți să vă faceți niște planuri sau dați examene importante. De asemenea, unii dintre voi se pot înscrie la anumite, să le spunem așa, cursuri. Primiți și bani, vă duceți energia către investiții, către îmbunătățirea acestor, să le spunem așa, venituri pe care le aveți, investiții, creșterea veniturilor, reușiți cumva să faceți anumite calcule în așa fel încât să creșteți și din punct de vedere financiar. Ar putea să vină bani la comun, o avem pe Venus în balanță și îmbunătățiți relația la începutul lunii, apoi Venus este în Scorpion până spre final de decembrie, când apoi urmează în Săgetător. Cumva traseul lui Venus vă ajută și să creșteți veniturile la comun și să îmbunătățiți relația și apoi să vă gândiți la ceva călătorii, plecări. Oricum, destul de multă energie pentru voi dusă pe expansiune, noi orizonturi, creștere, dezvoltare, reinventare și, bineînțeles, să mai luați niște diplome, niște acte, niște avize. Mercur retrograd în luna aceasta ar putea să vă îndemne să revizuiți anumite aspecte legate de zona profesională și bine face, pentru că sunt acolo lucruri de evaluat, de refăcut și de reorganizat. Deci vor fi ceva discuții, poate ședințe, poate negocieri și pe zona asta profesională. Oricum, aveți câteva momente destul de interesante și a spune cumva că familia o să vă surprindă la final de lună. Taur. Taurii au o lună interesantă în dragoste, având în vedere că Venus o să fie semnul vostru opus, mare parte din această lună, Venus în Scorpion. Este important cumva să dați mai multă energie relațiilor, parteneriatelor, colaborărilor. Poate chiar acum se sudează, e totul sau nimic în relații, ori albă, ori neagră, ori mergeți spre succes împreună, ori vă separați definitiv. Aici e valabil și din punct de vedere financiar și din punct de vedere emoțional. Din punct de vedere bani, aș spune cumva că vă încântă anumite prognoze, vă încântă anumite posibilități, dar aveți nevoie să învățați să riscați puțin. Bineînțeles, un risc calculat. În luna decembrie aveți și cheltuieli, aveți și riscuri, dar aveți și un potențial de câștig extraordinar de mare. Chiar vă puteți simți norocoși în anumite momente. Cu cât încrederea în voi e mai mare, cu atât lucrurile se așează mai bine. De asemenea, la final de lună puteți să aveți o călătorie sau niște daruri de la familie.
În dragoste, cum spuneam, este foarte intens și profund, ies la suprafață multe lucruri, financiar sunt șanse, sunt posibilități, câteva șanse și pentru călătorii, iar Mercur retrograd o să vă dea un pic planurile peste cap, dar de fapt o să vă ajute să vindecați anumite lucruri care au fost ascunse. Gemeni. Gemenii luna aceasta au nevoie să fie un pic mai hotărâți, un pic mai clari în acțiunile lor. Este o lună în care sunteți susținuți, sunteți destul de norocoși, sunteți destul de, să spunem așa, determinați. Relațiile voastre se pot îmbunătăți. Cei singuri să-și întâlnească pe cineva, cei care poate au avut un impas în dragoste să găsească o cale, să găsească o rezolvare. O energie destul de interesantă când este vorba de relații. La locul de muncă reușiți să mergeți adânc, așa, profund, profund în problemă și să o rezolvați. Venus prin Scorpion, mare parte din lună pe casa voastră a muncii, a sănătății, o să scoată la suprafață o soluție neașteptată și da, puteți să primiți bonusuri, niște bani mai mulți, să fie o reorganizare a banilor și chiar a muncii. Și a spune că este o lună de care trebuie să învățați să profitați, e foarte important. Venituri interesante și la final de lună, la final de an, poate priviți totul dintr-o altă perspectivă. Pot fi declanșate niște discuții, niște momente în care nu știți exact care cu cine este aliat, dar o să vă dați seama foarte repede pentru că ați acumulat informații și veți ști să le folosiți în favoarea voastră. Rac. Racii au o lună destul de intensă, se muncește foarte mult, chiar aveți senzația că sunteți epuizați. Oricum, soarele vă susține să munciți, e adevărat, dar totuși aveți grijă să învățați să prioritizați, aveți grijă să învățați să luați și pauze, aveți grijă să învățați să faceți totul cât mai spre binele vostru cel mai înalt, deoarece a spune cumva că este foarte important să știți când să vă opriți, să știți cum să faceți lucrurile. Luna aceasta, în dragoste, totul este intens, sentimente intense, profunde, vă răscolesc unele, sunt și ceva momente în care adevărul ies la suprafață, secrete, amatlăcuri, situații, mare grijă care cu cine, mare grijă ce intenții vă puneți, un pic mai multă grijă. Viața de cuplu, cei care sunteți căsătoriți sau aveți alte relații, poate fi un pic testată. Mercur retrograd testează. Testează și la muncă, unde veți munci mult, testează și acasă, testează și relațiile cu familia. Aș spune cumva că veți fi destul de emoțional la final de lună, dar veți ieși un pic în față, vă veți exprima gândurile, emoțiile, luna aprilie de la final de an o să vă arate calea, o să vă arate ce aveți voi de schimbat, de îmbunătățit. Noi proiecte, noi oportunități, mult de lucru și cheltuieli, o lună intensă cu multe, multe situații. Leu. Leii își dau voie să simtă, să se îndrăgostească, să fie creativ. E o lună în care folosiți puterea voastră creativă, folosiți liderul din voi, ghidul din voi, folosiți toată energia și toate darurile pe care le aveți. O lună destul de interesantă. În dragoste pot înflori anumite lucruri, se pot prinde anumite proiecte creative, personale sau la muncă, activități recreative, copii, îmbunătățirea relației cu copii, noi relații, noi pasiuni, noi direcții. Dragostea e în aer într-un fel sau altul. Dar sunt și teste, bineînțeles, sunteți testați, dacă e adevărat ce simțiți, dacă nu, ce se întâmplă, cum nu se întâmplă. Vor fi destul de multe teste și la locul de muncă, pe partea de muncă, unde sunteți un pic nemulțumiți, unde simțiți că trebuie să fiți mai atenți, atenție cu munca, cu actele, cu responsabilitățile, cu ce v-ați asumat, cu proiectele, cu modul în care împărțiți anumite lucruri. Deci mare grijă cu munca, mare grijă cu sănătatea și mare grijă cu așteptările nerealiste, pentru că puteți să aveți niște așteptări și să fiți un pic șocați. Creșteți spiritual spre final de an sau luați decizia pentru terapii, pentru a investi în voi, o energie destul de interesantă. Fecioară. Fecioara reușește în această lună să facă îmbunătățiri în casă, să rezolve foarte multe cu casa, să aducă o îmbunătățire în casă, să renoveze puțin, să cumpere anumite obiecte pentru casă, să pregătească casa pentru sărbători, să terminați anul bine pe partea aceasta. Din punct de vedere călătorii,
sunteți deschiși și pe această zonă, să călătoriți, să investiți în voi, în cursuri, în transformarea voastră, să investiți în dezvoltarea voastră emoțională, psihică, în corpul vostru. Pentru voi contează foarte mult starea de sănătate și da, veți investi aici. Călătorii, cursuri, rezolvați cu niște acte, cu niște documente sau tranzacții financiare, în casă duceți multă energie și îmbunătățiți. Cu dragostea și cu copii mai aveți de rezolvat anumite lucruri, de revizuit anumite informații și de regândit. A spune cumva că e o lună plină în care puteți să aveți și întâlniri cu prietenii, terminați anul foarte bine cu prietenii și poate chiar cu niște șanse, speranțe neașteptate. Balanță. Balanța este prinsă în multe treburi. Este o lună în care sunteți într-o fugă și o aglomerație și o alergătură continuă. Chiar sunteți pe fugă. Învățați multe, călătoriți mult, poate dați interviuri, poate aveți discuții, ședințe, participați la tot felul de evenimente, primiți invitații. Sunteți într-o zonă socială foarte interesantă și foarte bună. A spune cumva că veți sta bine și cu banii. Venus, guvernatoarea voastră, petrece câteva zile la început de decembrie în balanță, dar apoi, până spre final de lună, când intră în Săgetător, va fi în acest Scorpion și în momentul în care ea vine aici în Scorpion, draga de ea, vă ajută destul de mult, da, deci până la final de decembrie, vă ajută până în aproape ultimele zile din decembrie, vă ajută să creșteți financiar, să observați oportunitățile, să luați decizii financiare profesionale foarte bune, să învățați să vă folosiți talentele voastre din care să faceți bani, talentele voastre care să vă ducă la dezvoltare, să treceți în următoarea etapă. Financiar poate să fie foarte interesant, sunt și cheltuieli, dar pot fi oportunități bune. Călătoriți, aveți multă energie, rezolvați și lucruri legate de casă, de familie și a spune cumva că este o lună în care vă gândiți și la investi în sufletul vostru. Avem Săgetător. Săgetătorii au, este și luna voastră, de fapt nu, Scorpion. Săream Scorpionul, mă scuzați. Scorpion. Scorpionii vin, au o lună foarte puternică, profundă. Venus se află la voi acasă. A spune cumva că veți tria și veți cerne foarte mult în relațiile voastre. Rămân acele relații care vă sunt favorabile, se duc acele relații, se vor închide acele relații care nu vă mai sunt favorabile și că vorbim financiar și că vorbim emoțional. Decizii foarte importante cu Venus în Scorpion. Este o lună importantă pentru voi. Aveți nevoie să vă faceți un bilanț, aveți nevoie să vă faceți, să spunem așa, un calcul, să vă faceți o claritate în gândire, să știți exact ce vă doriți, ce nu vă mai este folositor, ce e pentru voi, ce nu este pentru voi. O energie destul de interesantă, aș spune eu, în această lună. Din punct de vedere emoțional, emoții puternice, intense, care vă schimbă direcția, vă schimbă metamorfoza, spune cumva, și niște conștientizări foarte interesante de care vă veți sprijini în deciziile și alegerile voastre. Deci aveți încredere în intuiția voastră. O lună bună și interesantă emoțional, o lună bună și interesantă financiar, pentru că sunt foarte multe energii prin Săgetător, casa voastră a banilor, soarele, Marte, toată luna și Mercur puțin când va retrograda și poate să readucă niște idei sau niște concluzii, să le îmbunătățiți, să profitați de ele, să schimbați ceva. Cu călătoriile pot fi aici câteva momente bune, dar un pic atenție dacă plecați la drum, dacă cumpărați electrocasnice, gadgeturi, încercați să cumpărați cadourile până în data de 13 decembrie, dacă aveți de gând să cumpărați tablete, telefoane, căști și laptopuri și alte gadgeturi, aș recomanda să nu le cumpărați pe Mercur retrograd pentru că există posibilitatea unor probleme sau să ajungă mai târziu sau ceva să nu fie în regulă. Și totodată, mare grijă ce semnați sau dacă veți călători în preajma sărbătorilor, să aveți tot ce aveți nevoie la îndemână.
O lună foarte interesantă pentru scorpioni. Săgetători, și luna voastră, la mulți ani, este o lună în care a spune cumva că vă concentrați destul de mult pe nevoile voastre intime. Va conta foarte mult pentru voi să faceți puțină curățenie în viața intimă. Aveți nevoie de puțină izolare, sunteți așa între două părți, să vă izolați puțin, să vă verificați sentimentele, să fie o introspecție. Venus în Scorpion luna asta o să aducă lucrul acesta, dar și Martele în Săgetător, care vrea să iasă, vrea să descopere, vrea să călătorească, vrea să cunoască, vrea să învețe, vrea să studieze, un entuziasm și o energie extraordinară. Și sunteți între fazele astea, mă retrag și hibernez și mă regenerez, ies în lume și cucerez lumea și țintesc către noi orizonturi. O energie foarte, foarte interesantă. A spune cumva că este foarte important să aveți claritate în planurile voastre, să știți exact către ce ați pornit de acasă, către, să spunem, care este ținta voastră. Și în momentul ăla lucrurile se clarifică și mai frumos. Aș recomanda mare grijă cu deciziile financiare, cu contractele, cu negocierile, cu deciziile de toate tipurile, și de a da bani și de a lua și de a investi și tot. Pot fi niște momente cu o claritate și o inspirație divină, vise, deja vur, premoniții, o dorință de a studia mai mult pe zona spirituală și de a investi în sufletul vostru. Da, posibilități în dragoste, da, posibilități financiare, da, niște momente de cotitură, niște momente în care vi se dă vălul de la ochi și poate veți avea și neliniște, dar vor fi și acele momente de claritate totală. De ce? Pentru că avem și o lună nouă în semnul vostru, care marchează un nou început, dar până a înțelege care e direcția și noul început, puteți să fiți un pic într-o ceață sau să mai aveți și niște momente în care vi se testează credința, dacă voi aveți încredere în acel moment de claritate care vi s-a dat. Interesant și în dragoste, interesant și cu energia. Spune cumva să faceți sport, să vă faceți planuri pentru mișcare, călătorii, cursuri, să îndrăzniți să ieșiți la întâlniri cei care sunteți singuri, iar cei care sunteți deja în relații sau căsătoriți, să vă asumați, să vă resetați, reinventați relația. Capricorn. Nativii Capricorn au o lună foarte încărcată. A spune cumva că veți alerga în toate părțile să rezolvați foarte multe lucruri, în special o posibilitate foarte mare de creștere spirituală, o posibilitate foarte mare de reinventare, de reorganizare, o posibilitate foarte mare de a privi dincolo de aparențe. Voi citiți printre rânduri luna asta, învățați foarte multe, descoperiți foarte multe, vă înțelegeți anumite posibilități pe care le aveți. Mercur retrograd vine să vă organizeze. Vă organizează și în mers direct, dar vă organizează foarte mult și când va retrograda. Să vă reorganizeze viața, planurile, să revizuiți informațiile care vin către voi, să revizuiți abilitățile pe care le aveți și cum le folosiți spre binele vostru cel mai înalt. O lună în care crește spiritual, în care vă conectați cu sinele vostru, în care aveți niște experiențe interesante. Pot fi călătorii, pot fi planuri, pot fi planuri financiare. Cu prietenii reconectați acolo niște legături, cu unii vă apropiați foarte mult, Venus în Scorpion vă ajută să clădiți niște relații intense, sincere, serioase, care să vă ajute să creșteți reciproc. Dar desigur că pot fi și neclarități în comunicare, adică să vă dați voi seama și de anumite lucruri care n-au fost făcute chiar corect, pentru că sunt și acele cuadraturi între energia din Săgetător și energia din Pești, care o să vă arate niște adevăruri substanțiale, care o să vă schimbe, o să vă schimbe un pic atitudinea. La final de an se formează o lună plină din soarele vostru și luna în rac, care o să vă arate un pic calea când e vorba de relații, când e vorba de voi și ceilalți, de echilibru între carieră și familie, între voi și ceilalți. Pot fi parteneriate financiare interesante, prietenii noi, creștere socială, creștere spirituală și a spune cumva în relații niște posibilități interesante, niște daruri pe care le primiți.
Sunt și momente intense și momente mai puțin. Vărsător. Nativii vărsător au în această lună multă energie pe care o direcționează către zona socială. Să cunoașteți oameni, să intrați în tot felul de grupuri, să cunoașteți prin intermediul prietenilor, să evoluați prin intermediul prietenilor. Vi se deschid foarte multe uși prin zona socială. Energia e dusă foarte mult și către zona de carieră. Vă arătați puterea, vă arătați determinarea, vă arătați ambiția. Ambiția și hotărârea voastră va fi remunerată, va fi, să spunem așa, premiată. Cu Venus pe mijlocul cerului, clar că vă veți arăta puternici și vă veți arăta ca o mână de fier. A spune cumva că unii or să dorească să se alieze cu voi, alții probabil că or să fie într-o competiție. Din punct de vedere iubire, iubire vine prin prieteni, vine prin sfera profesională, vine prin întâlnirile sociale legate de business-urile pe care le aveți sau la firmă sau pe unde pe unde mai mergeți. Aș recomanda să fiți un pic mai atenți în ultimele zile din an, legat de sănătate, legat de muncă și legat de presiunea pe care vă puneți. Fiți un pic mai îngăduitor cu voi. Pot fi niște posibilități foarte interesante pentru a călători și pentru a vă reinventa planurile, pentru a vă reinventa viața spirituală și personală. Pești. Peștii au o lună foarte intensă pe zona muncii. Vă interesează mult zona profesională, reputația, cum vă văd ceilalți, ce emiteți în univers, ce arătați, cum sunteți, să spunem, văzuți. Este o energie foarte interesantă pe zona asta profesională. Faceți multe schimbări în relația cu prietenii, în relația cu oamenii din jurul vostru și în relațiile de la locul de muncă. Este o energie foarte interesantă legată de zona aceasta. Chiar a spune cumva că este foarte important să priviți un pic totul diferit și să vă aliniați sau realiniați un pic poate planurile cu dorința sufletului. Luna aceasta vin vești bune prin copii, prin energia copilului, prin apropierea de prieteni. De asemenea, pot fi și ceva călătorii și chiar acestea vă vor ajuta destul de mult. Iubirea poate să vă ducă către străinătate sau iubirea să vină de la depărtare sau vești importante financiar sau emoțional să vină de la depărtare. Multă energie pe carieră, dar aici sunt și vești bune și vești mai puțin bune, și vești bune și vești proaste. A spune cumva că și veștile mai puțin bune vă vor ajuta să evoluați, pentru că de fapt vă vor ambiționa să vă depășiți nivelul, să ieșiți din zona de confort și să nu vă lăsați. Este foarte importantă disciplina, foarte importantă perseverența, foarte importantă voința, determinarea, orice ar fi. Eu încerc, la un moment dat tot o să se deschidă o ușă pentru mine. Asta ar fi bine să aveți ca și mindset. În relații, v-am spus, călătorii cu persoana dragă sau întâlniți la drum, pot fi și rude ale vizite ale rudelor sau voi să mergeți pe la rude în vizită. Aș spune cumva că o să se încălzească inima și iubirea, o să se elibereze multe emoții la final de an. Unii or să fie mai supărați, alții mai fericiți. Important este să vă acceptați toate emoțiile și să vă bucurați de ele. O lună foarte interesantă pentru voi. Să vă fie de folos!